Hei, salutare toată lumea, sunt Mario și astăzi m-am gândit să fac un episod nou. O să mai fac un episod mâine și nu știu că nu mi se fixează asta. Da, oricum. O să fac un episod mâine cu dar și astăzi o să fac un episod cu Lego și vineri, adică poi mâine o să fac episodul cu provocări, deci nu vă panicați. Am aici un caițel ca să înscrie câțiva oameni sugestii. De exemplu, colegii în clasa mea sau prietenii. Da. Oricum, hai să începem la treabă. Haideți să începem. Bun, vedem aici că avem pe Steve și pe schelet. Eu l-am deschis pe Steve, dar pe schelete nu l-am deschis. Pentru că am încercat să mai fac un videoclipul tot ăsta, dar când mi s-a făcut, mi s-a terminat memoria și știți voi că n-am putut să fac. Da. Și vedem aici că este o vacă cu ciopelci, un schelete și Steve cu un dovleac. Aici sunt personaje pe care încă nu le am, adică de-abia mi-am cumpărat vacă cu ciopel și scheletele și Steve ăsta. Nu am nimic de aici, deci hai să începem mai întâi cu Steve, pentru că pe el l-am deschis. Primul. Ca să nu mai mă bat la cap. Da. Vedem aici că este un cap destul de ruț. Nu știu unde, uite, uitați. Și o să pun un piept pe fază ca să-l construiesc. Vedem aici că l-am construit pe Steve. Arată destul de fain, adică tărnăcopul îmi place evident și are găduțul gulaș cum a trebuit. Este un om simplu, cum arată în schemă. Are tot ăsta mov, deci nu-i schimbat deloc, absolut deloc. Și are, cred că o catapultă asta de păianjen și vrea să o spargă, da. Că ăsta este de fapt un gold, vedeți? Este un gold de făcut încă. Da, și să începem la al doilea. Vedem scheletele și vaca, trebuie să închid, că trebuie să pun pauză acum ca să-l construiesc și pe el. Și am revenit după o pauză lungă și uitați-vă, este o vacuță destul de răguță, adică este cu pete, uitați, are două giuperci și aici jos, da. Acesta este un schelet, este drăguț, adică are un arc, este foarte fain. Are un arc și toate astea, cum vedeți aici, sunt ele pe care un Ninjago țineau săbile de jad. Are un arc destul de fain, la fel ca târnăcopul lui Steve. Da, și aceasta este tot o catapultă de pânză. Da. Ei bine, fraților, trebuie să oprim acest episod minunat și fantastic. Eu am fost Mario. Dacă v-a plăcut și chiar mai vreți episoade din astea, dați un like, comentarii, subscribe, trimiți-l mai departe, abonați-vă, știu că tot ce aș toate astea. Știți voi ce să faceți. Să îmi ziceți provocări pentru vineri când o să fac, adică poi mâine când o să fac episodul cu provocări. Da. Eu am fost Mario și noi ne vedem data viitoare.